Și am venit să vizităm un muzeu, muzeul Cuevas del Sacramonte, care este un fel de cartier aici în stâncă. Deci aici este prima casă. Și vedem cum arată la interiorul casă locuită de aici. Sunt destul de mici încăperile, dar practice. Adică aici era locul de dormit, o uliță de noapte. Și amestecându-se cele două culturi, maurii cu gitanos, au ajuns la muzica și dansul de flamenco. Priviți cum au pus la uscat acolo rochița de flamenco. Aceea cu buline. Ah, ce drăguțe! Și am venit să vizităm un muzeu, muzeul Cuevas del Sacramonte, care este un fel de cartier aici în stâncă. Mai multe case transformate în muzeu. Un fel de muzeul satului. Și sunt diverse pietre probabil folosite la construcție. Istoria formării Alhambrei. Din punct de vedere geologic. Majoritatea sunt din calcar și a fost foarte ușor să fie săpate, ca și în Capadocia de altfel. Aici este prima casă și vedem cum arată la interiorul casă locuită de aici. La fiecare casă este pentru o familie, așa a spus. Uite și pe sus, vezi că e... Da, crede pe sus. Săpat? Cum s-a săpat? E unde cum e geamul ăsta acolo. Se vede încăperea de acolo. Se vede de la beci, deci e răcoare, bine. Da, și ți și o poză cum arăta în trecut. Familiile, ia uite și aici, cât de faină. Da, familiile de... Romi. Romi, da. Gitanos, cum Gitanos. E... Gitanos. Cum ne spune. Și aici este patul. Sunt destul de mici încăperile, dar practice. Adică aici era locul de dormit, o uliță de noapte, care își făceau nevoile. Mm-hmm. Rochile de flamenco. Și aici... Da, se spălau, se bărbireau, au o grindă aici. Foarte interesant. Alighean. Da, seamănă, cum am zis. Ia uite, acolo sunt niște cărbuni. Da, acolo păi, așa se încălzeau, nu, îi puneau pe jar și îi aduceau în cinci aici și degajau căldură. Degajau căldură, da. Cum ziceam, exact ca în Capadocia. Uh-huh. Case săpate în stâncă, în calcar. Dar sunt foarte frumos amenajate aceste alei și casele. Și sunt văruite. Sunt văruite. Aici este grajdul. Grajdul, da. Să te apalu. Sau mângăruș. Da, aici era grajdul lui Don Quixote. Măgar catâri. Da, se uită pe gemulețul de acolo de sus ca să vadă ce fac caii, dacă i-a furat cineva. Cu măgari. Măgari, da. Și aici își țineau și sculele, în ce văd. Mm-hmm. Da, măgăruși, că na, e destul de abrupt da, aici. Da, sunt miroase. Orică au adus ceva. Cred că sunt saci și de murdari. Miroase agraș, da, bălegar. Da. Foarte, deci uite, furge, aici puneau paiele, să mănânce. Interesant. Da.
Dar totuși văd că au tras prin piatră sau au tras cablurile electrice. Da, păi n-au mult de lăsat. Da. Cotețul găinilor. Da, aici era cotețul găinilor. Dar eu te ce dă adânc să ducem acolo în spate. Da, da, da. Ce tare. Cu o ușoară, cu imarul. Da. Aici probabil curgea o apă, cândva. Aici se împleteau aici, se, se împleteau coșurile. Coșurile. Uite. Coșuri. A, dar uite că se împleteau din diverse, uite. Din agave. Din... Da, trestie. Uite, diverse... Le foloseau ce aveau în zonă, probabil. Tot felul de plante. Da, aici era probabil atelierul familiei. Basketwork, sesteria. Se vede în bucătăria. Dar ce frumoase sunt intrările astea așa văruite cu alb. Cocina. Da, aici se făcea focul. Și aici găteau. Și aici. Aici pentru laptele bătut. Da, cu tineiul. Aici probabil erau pentru iaurt. Da, diverse. Și iarăși cărbunii. Deci unde puneau jarul ca să se încălzească. Aici o femeie aducea vrescuri, plante pentru a le folosi la împletit. Sau la gătit. Făceau focul cu vrescuri, probabil. Că n-au să fie prea mulți, prea multe păduri în zonă. Păi și cum ziceam, probabil curgea o apă cumva, acum e secată total și au făcut niște podurețe. Podețe din astea. Ha. Și acolo se dă drumul la o apă, dar probabil că venea de sus acolo. Alea sunt broaște? A, uite ce biodiversitate aici. Veverițe, lilieci, vulpi, șerpi, reptile și diverse... Da. Deci aici era atelierul de ceramică. Al satului. Ce frumoase sunt. Da. Frumos. Astea sunt noi, dar nu sunt vechi. Dar... Astea sunt vechi, astea mărunii. Da. Se păstrează probabil încă tradiția și încă mai fac piese de ceramică. Aici era cuptorul de ceramică, incorporat în casă. Și aici sunt niște broaște. Poate că nu prea mai apă. Doar aici e un pic de apă și sunt niște nufer, văd. Dar este artificial. Ce era atelierul fierarului. Furnalul. Ce rame de pat. Diverse chestii. Și aici avem Sacramente, inima flamencului din Granada, se spune. Și este tematica flamencului.
Dar din ce am citit aici, ei zic că flamencoul nu este, nu a fost inventat de gitanos, de țigani, deoarece nu există nimic asemănător în India și din zonele unde au venit ei, și ei au venit în secolul 15 aici în Andalusia și flamenco a apărut abia în secolul 18. Deci dacă ar fost să fie ceva original de al țiganilor din India, ar trebui să apară mai devreme. Dar se spune că a apărut prin cum să zic, conviețuirea țiganilor veniți aici din India împreună cu maurii care deja locuiau aici și erau marginalizați de către poporul spaniol, și ei, amestecându-se cele două culturi, maurii cu gitanos, au ajuns la muzica și dansul de flamenco, care exprimă totodată și durere, tristețe, persecuție la care au fost ei supuși împreună, fiind marginalizați aici în zona asta. Zona este foarte frumoasă. Ce avem iarăși o casă muzeu, istoria lui Sacramento. Este un fel de prispă, ca la noi. Aici este despre istoria romilor și cum au ajuns ei în Europa în secolul 15. Aici este despre istoria romilor și cum au ajuns ei în Europa în secolul 15. Deci prima scriere despre romi aici în Spania datează de 1425, când regele Alfonso al V-lea a dat permisia de călătorie pe tărâmurile sale unui rom numit Don Juan al Egiptului Minor. A fost o parte din Turcia a Egiptului Minor și numele său explică de ce spaniolii numeau inițial Egipcianos sau Egiptanos, apoi au trecut la numele de Gitanos. Erau pur și simplu refugiați, migranți, dar nu știau ce să facă cu ei, așa că i-au lăsat să rămână aici, urmând apoi să fie supuși persecuțiilor și da, să fie persecutați de poporul spaniol și marginalizați. Chiar frumos amenajat. A costat 5 euro intrarea la muzeul acesta. Dar ai destul de multe informații, este organizat frumos și cu filmulețe de prezentare. Merită. Dacă ajungi aici, merită să plătești intrarea la muzeu, să vezi cum locuiau și trăiau ei, să vezi despre istoria lor. Aici, în Turcia. În Goreme, în Turcia, da. Da, în Capadocia. Aici am vizitat, da. Da, peșteri de genul, da. Da, fain. Armenia, uite. Mm-hmm. Italia. Nu știam de Franța. Da, dar uite că sunt modernizate, vezi, arată ca niște clădiri normale, nu ca cele din Turcia, spre exemplu, care sunt fix în stâncă, și cele din România văd că sunt la fel ca cele din Turcia. La exterior arată exact ca niște stânci. Între Libia, Tunisia, Iordania și insulele Canare. Da, Petra. Petra, da. Și am ajuns și la restaurant unde o să mergem la flamenco. Hai să vedem cum arată. Și am ajuns. Ah, ce fain e. Gracias. Buenas. Mai avem aici niște fotografii foarte interesante pe tot pereții. Sunt foarte mișto.
sunt câteva poze interesante pe lângă oaspeții care au călcat prin această zonă. Mă atrag mai mult pozele vechi cu ei. Uitați cât este de frumoasă. Da, sala este așa și noi o să stăm aici pe scaunele astea. Uitați aici ce pasiune. Frumos. Suntem bucuros să reaflăm aici. Să vedem cum este. Seara de flamenco. Da. Da, se pregătesc să intre în scenă foarte tare. Bye.
Thank you.
Cosita,
Baterie, să zicem și noi pe Rena cald. Foarte tare, foarte, foarte frumos. Deci oricum eu sunt mută. Da, da, da. Deci încă nu-mi revin, îmi bate inima. Cum vi s-a părut? Minunat, exact așa cum mi-am imaginat. Da, super. Foarte tare. Deci nu, atât de mult suflet au pus și, nu știu, ne-a transpus acolo. Chiar s-a simțit că o fac din pasiune, așa, din suflet. Da, a fost super, super. Intens. Da. Foarte bun. Merită experiența. O să vă las aici, la cueva de Los Amayas. Da, aici trebuie să veniți și o să vă mai lăsăm, uitați și aici pe un link. O să vă lăsăm un link oricum, da. A fost super mișto. Se face rezervare și... Da, se face rezervare, da, și se face... Poți rezerva online, adică trebuie să rezervi online, că altfel nu prinzi loc, era a fost full, 40 de locuri au fost pline, da. Și a costat undeva la 25 de persoane cu o băutură inclusă.
Merită din plin. Sangria, vin, bere, apă, bere, ce vrei apă, tu. Ce dorești, da. Da. Așa, da. Așa că sper că v-a plăcut și vouă. Da. La... Hai! Aici este piața cu piața artiștilor. Uite, dansează lumea. Ia uite ce rochie frumoasă are doamna.